România nu îndeplinește condițiile pentru adoptarea monedei euro, este concluzia Comisiei Europene, în urma evaluării privind compatibilitatea juridică, îndeplinirea criteriilor de convergență și luând în considerare factorii relevanți suplimentari, se arată într-un comunicat publicat miercuri de către executivul comunitar. Conform Digi24.ro, concluzia este prezentată în raportul de convergență din 2022, care evaluează progresele realizate de Bulgaria, Cehia, Croația, Ungaria, Polonia, România și Suedia în direcția aderării la zona euro. Acestea sunt cele 7 state membre din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic să adopte această monedă. Raportul Comisiei Europene semnalează în special faptul că legislația din România nu este pe deplin compatibilă cu obligația de conformitate prevăzută la articolul 131 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. România nu îndeplinește criteriul de stabilitate a prețurilor pe cel privind finanțele publice, nu îndeplinește criteriul cursului de schimb și criteriul de convergență a ratelor dobânzii pe termen lung. Croația este pregătită să adopte moneda euro de la 1 ianuarie 2023, a anunțat miercuri Comisia, numărul statelor membre din zona euro ajungând la 20, conform Ager Press. Potrivit concluziilor raportului, doar Croația și Suedia îndeplinesc criteriul referitor la stabilitatea prețurilor. Bulgaria și Croația sunt cele două state membre care îndeplinesc criteriul cursului de schimb. Bulgaria, Republica Cehă, Croația și Suedia îndeplinesc criteriul ratelor dobânzilor pe termen lung, iar toate statele membre îndeplinesc criteriul privind finanțele publice, cu excepția României, care este singurul stat membru care face obiectul unei proceduri de deficit excesiv.